însuși subiectul și textele sunt foarte actuale. Din moment ce se vorbește de chestiunea Constituției și a legii electorale, păi suntem în plină actualitate, nu? Evident, costumele noastre, muzica, totul duce spre contemporan, e normal. Gândiți-vă în primul rând că este o operă modernă, contemporană, deci ridică probleme în primul rând din punct de vedere muzical, al deslușirii meandrelor pe care domnul Dediu le-a compus și a compus deosebit de bine. Ne-am dat seama că muzica este accesibilă fiind inspirată din ceea ce ne înconjoară, din muzici vechi de ale noastre, deci le avem aproape de suflet și cu atât mai mult maestru Dan Dediu a gândit-o, cred că în felul ăsta, ca să fie accesibilă și pentru publicul larg. Am operat în primul rând o restructurare macro, să zicem, a materialului dramaturgic, în sensul că unele scene au căzut cu totul, iar cele care au rămas au fost ajutate de niște alte scene extrascenice, să le spunem, despre care se pomenește în textul lui Caragiale, dar pe care în piesă nu le vedem, dar le vedem în operă. De cele mai multe ori, acolo unde e vorba de, hai să zicem, vechiul recitativ și nu de număr muzical, acolo chiar sunt replici luate ca atare din Caragiale. Acolo unde sunt numere muzicale de genul arie, duet, terțet, septet, acolo am operat și o oarecare versificare. Asistăm la melodii foarte interesante pe care sunt sigur că publicul începe să le guste. E o muzică care ne prinde destul de repede. Este o partitură dificilă, dar eu am fost foarte plăcut surprinsă de maestru Dan Dediu. M-a impresionat profund partitura dânsului și am reușit să găsesc în ea momente extraordinare în care eu simt o vibrație și trăiesc niște stări emoționale fantastice pe muzica scrisă de Dan Dediu.